Executivul de la Chișinău a aprobat avizul proiectului de lege care prevede acordarea voucherelor culturale pentru tineri. Astfel, la împlinirea vârstei de 18 ani, tinerii vor primi o sumă de 1000 de lei în contul lor guvernamental, pe care o vor putea folosi pentru a merge la concerte, teatre, muzee sau pentru a procura cărți din librăriile din țară. Noul mecanism are drept scop, pe de o parte, de a motiva tinerii să se culturalizeze și să se recreeze mai des, iar pe de altă parte, de a susține și finanța cultura, stimulând instituțiile teatrale și concertistice să-și diversifice repertoriul. Documentul indică de asemenea condițiile de acordare a voucherelor, modul de utilizare a contului virtual, subiecția acestui program și modalitatea de finanțare. Asemenea, practici de încurajare a tinerilor de a participa la activități culturale și manifestații artistice sunt întâlnite în România, Spania, Franța, Slovacia sau Italia. În țara noastră, proiectul ar urma să intre în vigoare începând cu anul 2023.